Cătălin Echifor a anunțat că în 2014 va fi finalizat masterplanul pentru cea de-a doua etapă a POS Mediu, de care vor beneficia locuitorii din aglomerațiile urbane cu peste 10.000 de locuitori. Astăzi avem o întâlnire la ora 11 la o coordonare de etapă împreună cu actorii implicați care sunt în județul Suceava pe ceea ce înseamnă reabilitarea, modernizarea infrastructurii de apă, canal și stații de epurare. Atât Acetul, cât și Ajoacul, cât și cei care oferă consultanța, dar și beneficiarii, vom avea o închidere de an în mod oficial în care vom sumariza ceea ce am făcut în această perioadă în aglomerări urbane care sunt Suceava-Salcea, Gura Humorului, Rădăuți, Vatra Dornei și Fălticeni. Și ne pregătim undeva pe perioada anului viitor, mă refer început de februarie sau chiar sfârșit de ianuarie, să fim în măsură să finalizăm și masterplanul pentru etapa a doua din programul operațional sectorial mediu. Asta înseamnă că vom ataca începând cu 2014 și alte localități urbane, alte aglomerări, în principal cele care depășesc 10.000 de locuitori cu prioritate, așa încât nevoia de a asigura apă potabilă și canalizare în localități să fie și rezolvată. Această a doua etapă din POS Mediu are o valoare foarte mare la nivel de județ, circa 170 milioane de euro. Vom vedea care sunt indicatorii financiari și tehnici în urma acestui master plan, așa încât ulterior să putem discuta și cu Ministerul Mediului să putem găsi finanțare pentru această investiție majoră. Deci, repet, ne vom adresa în principal cu prioritate la localitățile mari, atât zona de mic urban, localitățile urbane înființate în perioada 2003, dar și la comunele care sunt în măsură să aibă un număr destul de mare de locuitori, repet, peste 10.000 de locuitori.